Arsenal peste locul 1 în Premier League și una dintre cele mai hot echipe din lume, alături de Napoli, Tunari, pe un sezonă senzațională în care domină cel mai puternic campionat de fotbal. Chiar acest lucru se datorează pe antrenorului Michel Arteta, dar și a jucătorilor de geniu, precum Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli sau Martin Odegaard. Ultimul dintre aceștia fiind de protagonistul videoclipului de astăzi, în care vom analiza mai atentă forma capitanului lui Arsenal. Chiar dacă vă place videoclipul, am apreciat dacă ne-ați oferi câte un like like și un subscribe Capitanul lui Arsenal a avut o evoluție interesantă, el și-a creat mai întâi un nume la echipa Storms Godset, pentru care a devenit cel mai tânăr debutant în campionatul norvegian. După acest record, a urmat un transfer către Real Madrid, mutarea realizată fiind considerată foarte importantă. Odegaard a fost privit ca un viitor superstar, însă așteptările au fost mult prea mari. Chiar dacă a fost cel mai tânăr debutant al madrilenilor, jucătorul a stat mai mult împrumutat la alte echipe decât în tricoul Los Blancos. Cedând sub presiune la real, norvegianul a jucat ca împrumut pentru pe echipele polandeze, Herenvan și Viteze. Deși perioada sa la Herenvan a fost una fără momente notabile la Viteze, el și-a revitalizat cariera printr-un sezon excepțional. După încă un sezon foarte bun sub formă de împrumut la Real Sociedad, jucătorul a fost rechemat să joace pentru Real. Forma sa a fost una slabă și în cea de-a doua perioadă la Madrileni, fiind rară utilizată, chiar în luna ianuarie anului 2021, Podegard a plecat ca împrumut până la finalul sezonului spre echipa sa curentă Arsenal. Impresionant, el a fost cumpărat de tunarche definitivă pentru 35 de milioane de euro, chiar acum speră să-i conducă pe londonezi la primul titlu după o pauză de aproape 20 de ani. Vikingul s-a remarcat în acest sezon ca fiind unul dintre cei mai buni pasatori din Europa, combinând o tehnică strălucită cu o imensă creativitate, el este unul dintre cei care au propulsat formația până pe primul loc din Premier League. O Odegaard Babi Fat, 35 de meciuri în toate competițiile pentru echipa sa de club și a reușit să înscrie 10 goluri și să ofere 7 pase decisive. Astfel, până acest moment, el este al treilea cel mai bună marcator al tunarilor, se află pe loc secund în clasamentul pasatorilor de gol pentru club și ocupă a cincea poziție în topul jucătorilor cu cele mai multe șanse importante create până întregul Premier League. De asemenea, Podegard a câștigat în data de 13 martie premiul pentru cel mai bun jucător londonez în cadrul galei London Football Awards. Stilul inteligent peste dublat de creativitate, ceea ce îl face pe mijlocașul nordic unul dintre catalizatorii succesului tunarilor din acest sezon. Calmul jucătorului este incontestabil livrând pase cutezătoare cu o siguranță până scută. Norvegianul se remarcă până aproape fiecare meci prin controlul excelent al balonului și fiecare minge pe care po-o oferă cu echipierilor peste una cu un potențial mare, aportul său ofensiv în acest sezon, fiind unul uluitor. O decardă par o înțelegere mult peste medie pa jocului, iar importanța sa în sistemul lui Michel Arteta ca jucător creativ este semnificativă. Controlează complet ritmul de joc, chiar fazele create de el prin pasele inteligente sunt de multe ori încheiate cu un gol sau cu faze periculoase. Jucând în mod normal în spatele vârfului ca un mijlocaș ofensiv pur sânge, norvegianul este unul dintre fotbaliștii care pot să treacă la un nivel superior în următorii ani. Meciuri precum victoria din turul campionatului împotriva lui West Ham în care Odegaard a oferit două asisturi sau câștigarea derbiului cu Manchester United din returul acestui sezon l-au certificat deja ca pe un fotbalist world class. Jucătorul peste o pieză de bază și pentru echipa sa națională, fiind alesă capitană anul trecut la doar 22 de ani. Tânărul fotbalist pare un rol mult mai ofensiv până selecționat antrenată de Steyl Solbakken. În meciurile internaționale, Podegard joacă foarte aproape de vârful principal al norvegienilor Erling Haaland, iar sinergia creată între cei doi jucători este una formidabilă. Deși Norvegia a început cu stângul calificările pentru campionatul european din 2024 printr-o remiză cu Georgia și o înfrângere contra Spaniei, talentul și determinarea unor jucători precum Martin Odegaard pot fi decisive în lupta pentru accederea la turneul final. În momentul de față, a deja a ajuns la 50-a selecție pentru Naționala Norvegiei și cred că împreună cu Erling Haaland, Odegaard va reuși să ducă Naționala Vikingilor la un nivel la care nu a mai fost niciodată în istorie. În prezent, capitanul Iarsena Londra a peste cotat la 80 de milioane de euro și pare unul din favoriții clari la câștigarea premiului de cel mai bun fotbalist al sezonului din Anglia. Lupta fiind strânsă pentru că pe listă se mai află și bunul său prieten Bukayo Saka, despre care vom vorbi în alt videoclip dacă doriți, și cu echipierul său de la echipa națională a Norvegiei, Perling Kaland, care a ajuns la colul cu numărul 28 în acest sezon de Premier League. Dacă evoluțiile lui Odegaard vor continua să fie la fel de bune, iar Arsenal va avea un cuvânt de spus și în Liga Campionilor, nu m-ar mira dacă balonul de aură par merge la Odegaard până anul 2024, dar despre asta doar timpul ne va spune. Ce părere aveți voi despre Odegaard? Pa greșit Real Madrid când l-a vândut? Ar trebui Florentino Perez să-l aducă înapoi pe Santiago Bernabeu? Scrieți-ne părerile voastre până în secțiunea de comentarii și nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share. Salut!